Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bilic, ai fost zaf la... Am fost vineri la emisiune, da. Uh-huh. Am ascultat cap coad. Și a fost frumos? Foarte frumos. Amândoi sunt monumentali. Ați vorbit numai de diete, de astea, nu? E, nu chiar. Nu, ai să râzi. Doamna mai mult instigă la mâncat. Păi de asta ca e. Lumea. Este nutriționist. O știți pe Mihaela. E nutriționista noastră preferată. Da, pe psihologie inversă. Tocmai a făcut următoarea declarație. Asocierea dintre carne și carbohidrați a ajuns să fie considerată o greșeală, când de fapt este lucrul cel mai sănătos și echilibrat din punct de vedere nutritiv. Da, mă, n-ai citești cum. Asta când am citit, m-am așezat un pic. Zic, stai așa, frate, că zice ce sper eu că o să spună? Eu, ca vechi observator al fenomenului, și nu mai înțeleg absolut nimic. Deci în continuu se schimbă cutumele astea, de la an la an, știi? Da. Și continuă, Mihaela. Citesc din nou. De unde a apărut ideea că nu ai voie să mănânci carne cu garnitură de cartofi sau chiar cu pâine? Așa. De unde? De la cei care promovează dietele proteice. Nenorociți. Și alea disociate, că da. Și acolo e același lucru. După care Mihaela zice, fără carbohidrați, caloriile nu pot fi transformate în grăsimi de rezervă, ceea ce noi știm. Acesta e mai nou motivul pentru care friptura se mănâncă cu salată în loc de garnitură. Pentru cei care nu au probleme de siluetă și vor să mănânce echilibrat, farfuria ideală trebuie să conțină și carne, și făinoase, și legume. Carnea are doar proteine și grăsime, așa că e normal să punem lângă ea orez, cartofi, pâine sau mămăligă, adică glucide cu absorpție lentă. În felul ăsta avem în farfurie toate cele trei grupe importante de nutrienți. În concluzie, mănânci disociat ajută la slăbit, dar asta nu înseamnă că este și sănătos. Asta da. Băi, și nici gustos, iartă-mă. Deci corect. O friptură fără cartofi, pe care poți să-i faci multiple feluri. Corect. Nu are nene chichirez, adică serios, friptura cu doar cu salată mie nu spune nimic. E bătaie de joc. Da. Nu că nu spune. Bine, mai poți să o mănânci, de exemplu, mie îmi place friptura de porc cu varză călită. Bun. Varză murată călită. Mm-hmm. Dar care e cea varză mai bună combinație? Fii atent. Iar aia de vită cu pastea OP. Friptura de, da, uite, vezi ceva interesant. Friptura de porc cu cartofi rumeniți la cuptor. Mm-hmm. Cu piure, mm-hmm. Zi și pireu. Un pireu, deci nu de la Aligote. De la, ăla e un vin, Aligote, mă. Aligoe e ăla cu da? Brânză Tom. Sau cu varză călită. Care este? Eu prefer cu varză călită de aici. Uh-huh. Și locul 2 piure. Dar care e, ia, prieten, fiți atenți. Care e combinația... I-a dat apa în mască. Da, stai puțin. Stai că mi-e și greu să mă concentrez acum. Deci gândiți-vă la o combinație de două, cum să spun, alimente, nu știu ce sunt. Două preparate. Două preparate, da, care împreună, separat, ar fi cum ar mai fi. Adică friptura de porc singură, ea e tristă. Mm. Varza călită singură e tristă. Mamă, dacă vin împreună una lângă cealaltă, rupi. Da. Sau pulpa de rață cu varză, știi? Da. Sau papanașii cu, fie cu smântână, fie cu dulceață de vișine. Deci sau împreună. Împreună, stai așa, că împreună merg perfect. Da. Ziceți care dintre astea, adică care este combinația voastră favorită? Mesaj audio 0728-312-312 pe WhatsApp, vă rog frumos, o combinație mișto de tot. Să așezăm și peștele cu mămăligă. Ca să... Saramura. Să lărgim spectrul. Orice. Saramura. Orice pește. Orice pește. Care ați prăjit în hamsia fără hamsia fără mămăligă este ca nunta fără lăutare. Da, uite, mie, de exemplu, și îmi place... Usturoi. Da. La Obor s-a deschis un loc nou. Așa. Lângă mici, mi-ai cu pește. V-am zis, e nenorocire. Uh-huh. Și acolo au hamsie și au mămăligă și cartofi prăjiți. Eu prefer hamsia cu cartofi prăjiți. Cum pam, pam. Cu cartofi prăjiți? Aproape orice merge cu cartofi prăjiți sau cu piure. După părerea mea, hamsia fără usturoi și mămăligă fierbinte. Usturoi, dar cu cartofi prăjiți. Nu știu cum simți tu. Dacă pui și un cartof corect lângă, are dreptate. Vă zic eu, o combinație mămăligă friptă cu hribi. Cu tocăniță de hribi. Nu, bă, adică ai mâncat vreodată? Nu, mă, de, nu, da, asta nu, deja e un preparat în sine. Ce adică nu mai preparat? E, o... e mămăligă? E friptă. Da, e mămăligă rece, pe care o tai felii, o frigi, uh-huh. Și separat faci o mică tocăniță de hribi. Uh-huh. Nu trebuie să lași hribi în pace. Numai un pic de usturoi, un pic de ulei, de floare, rumenești nițel acolo și după care îi pui pe mămăliga friptă.
Bun, băiatule. 0728-3132, așteptăm mesajele voastre, evident, da. Și telefoane 0372-069-599. Hai să vorbim despre combinațiile astea interzise. Bun. Da, da, da. Deci cea mai tare combinație, fiți atenți, combinația aia care ne face să înghițim în sec, pe care ne-o spuneți voi, cea mai tare dintre toate primește, dacă vreți, anorac. Faimosul hanorac Europa FM. Vă așteptăm la concurs. Nu cred că vor. Cred că am făcut o greșeală cu subiectul ăsta. De ce? Păi nu ne mai putem concentra pentru că vin niște propuneri îngrozitoare. Și vreau să-mi cer iertare anticipat. Sunt peste 102 de mesaje. N-am apucat să parcurgem nici măcar un sfert dintre ele. I-am uitat să vă spun că mie îmi place mămăliga rece. Așa? La care de faci ce? Niște ochiuri de la calumea. Ochiuri, moi. Da? Peste care arunci așa discret niște brânze de oaie rasă, dar discret, nu multă. Uh-huh. Și ouăle făcute în untura de la niște resturi de jumări. Aoleu, mi-au dat lacrimile. Decât atât. Dacă vă place, puteți încerca. Altfel? Bună dimineața, Europa FM. Dar ce-ar fi dacă asociem friptura de porc cu pireu și cu varză trasă prin untură? Așa. Călită în untură. Puțină băia. Și de abia aștept să vină în România să mănânc un asemenea meniu. Uh-huh. Julian, Elveția. Mulțumim tare. Am vorbit că merge porcul și cu varză gălită și cu piure și el a zis să da, le să fie toate. Punem să fie pe toate. Nu-i da, rău. Să zic, la foame. Da. Nu pot să merg într-o călătorie fără să merg la restaurant și să comand pulpă de rață confiată cu o varză călită și o dulceață de vișine alături. Da. Cristina vă salută. Cred că vă e foame, băieți. Rău poftă de tot. Bună? Da. Mulțumim tare mult. Merge și cu pireuț. Salut, băieți. Eu sunt cu friptura de vită cu cartofi cu rozmarin. Așa. Și mai face soția mea o rețetă foarte bună. Ciocanele de pui la cuptor cu miere și muștar, da. Tot așa, cu cartofi la cuptor. Nebunie. Praf. Dar vă rog, eu schimba subiectul, nu. Că sunt în mașină și... Și cu un praf de chili. Vă salut. Deci cu mierea aia face așa, pui și un praf de chili înăuntru, puțină sare, puțin piper și după aceea badijonezi și dai la cuptoraș. Bună dimineața, băieți! Pentru mine, nu cred că există o combinație mai bună decât micii cu muștar și cu bere. Dacă voi credeți că există alta, contraziceți-mă, dar nu cred. O zi bună, Tavi Goga din Italia. Tavi, bună mulțumim, Tavi. Merită încercat. E o combinație clasică asta, dar mie, de exemplu, dacă nu-mi dai și eu un castravecior murat, da. În saramură sau o varză roșie murată, da. Dar lângă la... micii ăștia cu bere și cu chiflă. Dar tu la micii ăștia în loc de bere mai bei ZDV, adică zeamă de varză? Nu. Nu? Nu, 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 aia așa. Există... Da, există un butoi. Există ca o legendă. Bună dimineața! Cea mai bună combinație ar fi cartofi prăjiți în untură cu o bucată de carne de porc tot de la untură. Da. E, da, dar e cam greuță. Tot așa, ai mai trebuie ceva murătură lângă. Murătură, clar. Bună dimineața, măi băieți. Dulce cu sărat, cea mai bună combinație. Aș mânca pepene cu telemea de oaie sărată non-stop. Bravo. O zi bună vă doresc. Așa, să pui și niște frunze de mentă. Sunt mulți amatori de foarte combinația bun. Asta, da? Mămăligă ruminită în tigaie. A? După ce s-a răcit. Așa? Deci asta se întâmplă a doua zi cu fasole făcăluită și cu varză murată. Un deliciu. Un deliciu. Stai că asta e nouă, deliciu. Deci mămăligă cu fasole făcăluită și cu varză? Da. Ok. Ai timp până fasole mâine. Fasole făcăluită e fasole bătută, da. Da, numai bine, da, știm, numai bine asta se răcește până mâine mămăligă și se iese bine. O halcă de carne de porc, un kilogram de cartofi prăjiți înăbușiți în mușdei de usturoi. Miam, miam. O să arunci și un nou două deasupra peste cartofii că... înainte să-i scoți. Apropo de ce vorbeam noi ieri, dacă îți faci mămăligă de aia din Nes, da, de aia instantă, se face în 3 minute, nu știu cât de interesantă e rețeta. E interesantă și rețeta. Ai încercat? Da, 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 stai liniștit. E cam moale. Pentru mine, mâncarea preferată rămâne așa. Așa. Bătăierea porcului, carnea proaspătă, Omana. Pusă la ceaun, da. Un pic de untură, o mămăligă aburind, usturoi, mușdei, de fapt, și ori salată de varză murată cu boia de deasupra, da. Ori seamă de varză cu boia de deasupra. Seamă. Eu zic să avem poftă.
Hai și să... pentru mine da. E preparatul favorit pomana porcului, dar mie nu cu mămăligă îmi place în combinație. Dar cu ce? Dacă zici cu cartofi prăjiți, mor. Cu cartofi prăjiți. Sau cu pâine proaspătă, crocantă. Eu vă spun pâine. Ceva. Fasolea, ciorba de fasole, boabe, roșii amestecate cu albe, rece. Cu ciolan rece. Afumat și cu ceapă roșie, nu există mâncare mai bună. Băi, așa aș mânca. Relu Păculean. O da, ciorbă rece. De fasole. Nu merge, mă, ciorba cu ciolan rece. Vai de cu capul, capul meu, tău. Pleacă de aici. Asta are experiențe neplăcute în viață. Dragi, eu zic din Bărlad. Eu zic că cea mai bună combinație e friptură de purcel la ceaun cu cărnăciori, cu mămăligă caldă și cu boază. Cui dăm hanoracul? Pomana porcului. Pomana porcului. Hai, mergem porcului. Pe pomana porcului, că e cea mai bună variantă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.